Dar tu, psihic, așa te-ai... Dar de ce ai închis live? Pregătit? Pentru că fata voia să se ducă să se schimbe într-o rochie. Da, dar vroiam să caut, vreau să rog să caute un buzunar mai mare pentru plic. Păi asta se pregătea să facă. Mai mare! Da, nu poți să ceri așa de la o brască. Poate ți-a aduce o sticlă de 2 litri jumate de apă plată. De pălincă din Ardeal. Să te liniștești. N-are nimic. Important e să veniți și să ne distrăm. Apropo, trebuie să mă gândesc la locație, la dat. Nu m-am gândit la nimic. Din momentul în care iubita ta te anunță că e însărcinată, trebuie să începi să-ți faci socotele. Te învăț eu. Nu știu, bineînțeles că eu n-am trecut prin asta, dar sunt atât de bună la dat sfaturi încât nu mă pot abține. Dragule, odată la o vreme, ne place să invităm în emisiunea noastră oameni cu care să stăm așezați, să ne bucurăm de un sfat, de o vorbă bună, de o cafeluță, mai fără cofeină, că știi cum e. Și astăzi am ales pe Simona și Mihai Constantinescu. Noi ne-am vorbit. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Ne-am vorbit și am zis, Simona zice, mă îmbrac eu în bleu. Zic, nu mă îmbrac eu în bleu. Și ne-am certat, ne-am bătut până am când... Am zis că ne facem o trupă. Nu am zis că ne facem trupă. Te-am rugat să nu ții pui pe aia rupți. Bă, trebuie să mă faci. Știi că era gata. Să-mi iau o hăinuță bleu. Da. Ce deștept a fost că ne-am luat-o. Înțelegi? Acum cine ne poate deosebi? Arătați într-un asemenea chip încât astăzi am avut la masa noastră comună, noi mâncăm de obicei împreună, colegii mei și, rog să spui adevărul. Și noi, pe asta. Cineva zice, bă, zice, acești doi copilași sunt împreună de 23 de ani. Zic, băi, n-ai cum. N-ai cum. Ai. Noi ne-am făcut toate socotelele și nu aveți de unde atâta. Nu, ne-am cunoscut acum 23 de ani și practic suntem împreună de 22 jumătate. Am așteptat și noi puțin jumătate de an să ne cunoaștem mai bine. V-ați și luat, s-a vorbit destul de discret despre asta. Pentru că asta a fost dorința mea, sincer. A fost dorința mea să fie o chestiune discretă, pentru că bucuria, fericirea, dragostea și înțelegerea între oameni nu se face cu tam-tam. Se face de la suflet la suflet și iar ea, dacă este să existe și să dăinuie, dăinuie. Punct. Plus că mai e o chestie, cred, în momentul în care lucrurile astea se fac publice, intervine presiunea tuturor celorlalți care strică echilibrul ăsta cumva. Sau s-ar putea întâmpla un lucru, ca o chestiune să se dă oache. Da, ai dreptate, se eu dă oache. Eu cred că nu s-ar fi de ochiat, chiar așa, nu. De 23 de ani, dar noi am vrut bine, să nu se știe. Bine, eu nu spun că precis ar fi de ochiat, dar probabil că... Nu știu, există undeva un schimb de energie, ceva, cumva. Poate, de exemplu, înțelegerea dintre oameni sau respectul dintre oameni sau prietenia adevărată nu este o chestie care s-o pui pe un mare tapet. Sunt prieten cu, de dimineață până seara și ne înțelegem fenomenal. Tu, domne, te înțelegi, te iubești, te respecti ca prieten. Pa, și când ai nevoie, apeși pe butonul roșu și spui... Ești prietenul meu. Acum am nevoie de tine. Cel mai tare. De asta nu o să înțeleg niciodată de ce anumiți oameni se laudă ca o bani. Și acum vă întreb la modul cel mai serios. Nu, noi nu avem bani. Nu. Știu. Există oameni, adică nu la modul ăsta. Da, nu vrem să credem ridicol. Uite, dar... am văzut oamenii cu... Astăzi râdeam cu Bursucu de oamenii ăștia. Înțelegi? Uite ce paftale, uite. Tăi, să zicem că e așa. Ce energie ți atragi din partea oamenilor care poate n-au? Negativă. Asta spun. Și se lipesc de tine niște lucruri pe care după aia nici nu le poți controla în niciun fel. Vezi, dacă oamenii ar sta de vorbă cu anumite alte persoane care știu mult mai multe decât noi, care și știu și care și simt mai mult decât noi, ți-ar spune anumite lucruri atât de îngrijorătoare, încât cu certitudine te-ai oprit de la foarte multe lucruri. Bine, și ajunge la concluzia. Eu nu judec pe nimeni, nu, Doamne ferește. Simplu... Am spus dacă ai stat de vorbă. Da. Pentru mine cel mai important lucru este așa. 1. Să fiu sănătos. 2. Să pot să muncesc. 3. Să mă bucur de o zi frumoasă. De o dimineață frumoasă. De o frunză verde, de un cer senin, de o pisicuță, de un cățeluș
și de un om frumos cu care poți sta de vorbă. De o cireașă, că mă nebun cu cireașele în primăvara asta. Nu-i destul, oare nu-i destul? Vorbeam despre presiunea socială. Când Bursucu a anunțat că iubita lui este însărcinată, au început, bineînțeles, el nici măcar nu mi-a mărturisit chestia asta, când te însori, când te însori, când te însori. Dacă te însori, când faci copii, când faci copii, când faci copii. După ce ai făcut copii, când te desparți, când te desparți. Sau mai, nu v-ați plictisit. Nu, după ce faci primul copil, al doilea, când vine mama. Al doilea, ăsta că n-a venit primul. Dar al doilea, ce mai pierdeți timpul? Ați pățit și voi chestia cu copii, copii, de ce nu faceți copii, trebuie să faceți copii? Nu. Am fost întrebați la un moment dat de ce nu s-a întâmplat lucrul acesta, dar nu așa să ne deranjeze foarte tare întrebarea. Ca orice om normal și oameni normal, bineînțeles că ne-am dorit și noi, dar atunci când ne-am dorit, n-a fost să fie. Eu cred că este cel mai mare dar al vieții, să poți primi un copil. Eu totdeauna am spus copiii, sunt darul sfânt. De la existență, de la Dumnezeu, de la ce vreți voi, da? Sunt bogăția noastră cea mai mare și în final fiecare om, că e bogat sau că e sărac, spune că e cea mai mare realizare a lui un copil. Deci, ce să spunem? Mă cam sfâșie ce spui. De ce? Mai ales că tu cânti de o viață pentru copii, tu ai scris pentru copii. Am scris și să știi că, uite, bine, poate altă dată, am făcut un cântec nou pentru copii în care practic spun așa, vorbesc despre dragostea părinților față de copii, dar în refren este vorba despre cât de mult și-ar dori părinții să redevină copii și să se joace, să aibă jucării, să fie la fel cum au fost și ei odată cândva. E, asta nu prea se mai poate, dar e bine să ne bucurăm de ei, să avem grijă de ei, să învățăm de bine, numai că societatea are și ea din nefericire astăzi un alt rol. De exemplu? Un rol mai negativ. Mm-hmm. Pentru că, știi ceva, dacă mama îți spune, nu fă așa, nu treci așa, ai nu grijă, vezi cum treci strada, să fii respectos, să spui bună ziua, să nu faci prostioare, să nu știu ce. Și spune mama tot timpul, mai vine și tata, mai spune și el, da? Până la urmă copilul se satură la disperare de ce spune mami și tati. Și cum vine un golan de afară, da? Și îi spune exact reversul, pădos. Asta e. Asta e. Mamă, haide, când începem? Când adevărat, da. Așa e. Dar astea sunt riscurile pe care ni le asumăm, știi? Da, riscurile meseriei de părinți. Da, adevărat. De unde și vorba vai de părinții care ne ascultă de copii? Asta e vorba bursucului. Dar putem fi părinți spirituali, uite. Cum avem... faceți? Anul ăsta creștinăm o fetiță și la anul creștinăm un băiețel. Și mai avem doi finuți, așa că... Felul în care oamenii se implică în creșterea unor copii, în general, diferă de la persoană la persoană, așa cum se întâmplă în cazul familiei Constantinescu. E, vom vedea în foarte scurtă vreme despre ce e vorba, pentru că până la urmă ei doi sunt mari iubitori de copii și trebuie să vorbim despre asta, ca și după casă o să vă alături de Simona și Mihai Constantinescu, doi oameni care se iubesc de 22 de ani jumate, ca să fim exacti, care s-au și căsătorit și care încearcă să se adapteze elegant unei lumi din ce în ce mai bizare. Haotice. Da. Cum facem să ne adaptăm lumii în care trăim? Lume care ne cam agresează, ne cam pisează, cere de la noi lucruri pe care noi nu suntem obligați să să fim să mai, să o spun așa mai pe șleau, mai nesimțiți, mai nepăsători. Câte lume am auzit spunând, băi Teo, nu cumva ai auzit pe cineva care să aibă o pastilă de nesimțire. Da, asta este. Iar eu vin și spun exact contrariul. Nu sunt capabil să fiu nesimțit. Eu îi spun, totul trece prin suflet, nervare, totul mă amărăște. Totul mă chinuiește, dar spun așa, trebuie să fiu sănătos, trebuie să muncesc, trebuie să scriu cântece, chiar dacă le scriu doar pentru mine, trebuie să scriu texte să îmi funcționeze creierul, trebuie să merg unde merg din când în când, să bucur lumea și pentru treaba asta sunt teribil de fericit. În rest, ce să vreau? Aș vrea să schimb tare multe, dar nu stă în putința mea. Dar arta voastră poate muta munții până la urmă, dacă stau să mă gândesc. Dacă aș lua niște texte să le pun așa unul lângă celălalt și dacă cineva ar fi dispus să asculte,
poate și-ar mai pune niște întrebări și ar pune, nu cumva am putea face și noi ceva? Dar mi-e teamă că trec total nepăsător până la chestia asta. Hai totuși să nu fim Nu, suntem veseli. Peștișorii noata acolo. Noi suntem veseli, sănătoși. Tu arăți minunat, ele viitor, tătic. Mulțumim. Ce mai vrei? Îmi place foarte mult de Lidia. Tu arăți minunat, ele viitor, tătic. De parcă, știi ce zic? Eu am făcut ceva pentru asta. A, da, și tu ai făcut ceva pentru și asta. Și eu am făcut ceva mă gândesc că a făcut și el ceva. Și eu. Nu mult, dar... Simona. Da. La modul cel mai sincer, dacă l-ai auzit vreodată pe maestru greșind într-o piesă, ei spune, mă, maestre, dă-o, Doamne, iartă-mă, nu e bine, bre. Greșind ce anume? Știu eu, o armonie, un vers, să nu iasă metrica. Și ce trebuie să-i spun eu? El știe perfect când greșește. Nu e și tu mai acidă, mai femeie, nu, un pic să-l îmboldești un pic. Cu mine. Dar el știe, când greșește, știe. Eu îi mai spun așa, îi reamintesc, poate, să nu uite. Nu uită. Să schimbe, așa. Nu uită. Știi? Dar el știe. Ce are de făcut. Femeia, după părerea ta, Mihai, într-o căsnicie, trebuie să fie mai acidă sau mai calină, mai îngăduitoare? În cazul meu trebuie să fie mai calină. Sincer. El este foarte dar agitat. Dar în principiu trebuie să recunosc că sunt un feminist, respect și iubesc femeia și îmi dau seama că în foarte multe situații din această viață, femeia este cu un pas înaintea bărbatului. Ce, cum sună, e interesant. Aș vrea dar sincer, o spun din toată inima chestia asta. Aș vrea să știu cum Dumnezeu e femeia cum pasă înaintea bărbatului. Atenție, bărbați, că asta știm, noi gagicile știm. Adică nu ne-am... Bun. Femeia naște. Femeia are grijă de copil. Femeia duce gospodăria. Femeia gătește. Femeia are grijă fabuloasă față de cel mic să-l ajungă, să-l facă mare și să-i fie bine. Nu spun că tații nu sunt și ei dornici să facă așa ceva, dar nu pot fi femei. Mm-hmm. Nu pot să simtă ca o mamă, oricât de mult ce-ar dori. Pentru că așa este rânduit în această existență. Mama e mamă. Și cine a spus mama natură, e mama natură. Mm-hmm. Natura este mama noastră, iar voi femeile sunteți copiii mamei naturii. Șefele voastre. Și eu recunosc că sunteți de foarte multe ori. În primul rând, scuză-mă, am să spun acum, că sper să nu fac o greșeală, până când și în politică sunteți mai curajoase. Îmi pare foarte... Cu regret. Nu cu regret, nu. Foarte mândru spun chestia asta. Femeile sunt mult mai curajoase. Da. Femeile spun exact ce gândesc și mai aproape cum gândesc. Nu stau să interpreteze în minte ba, ca da, bărbatul. Da, stau să interpreteze, dar ești tu drăguț. Vai să spun... Simon, ajută-mă, noi stăm și le interpretăm de 10 ori. Vă găsim toate alea. Eu am spus despre un subiect anume. Da, despre un subiect anume, dă-mi o dată din calendar. Orice, la întâmplare. 4 ianuarie, m-am născut eu. În 4 ianuarie, când am fost de ziua ta, nu știu unde, îți spun eu ce s-a întâmplat. Tu ai făcut aia, pentru că femeile țin minte tot. Era ziua ta, într-adevăr, dar când a venit prietenul al tău și s-a îmbătat la noi și n-a mai plecat, dragă, toată noaptea și avem doar două camere. Înțelegi? N-a venit niciunul să se îmbete la noi, că la noi în casă nu s-a băut. Și nu se fumează. Și nu se bea, nu se fumează. Nu acum de când suntem noi. Nu, din principiu, de când eram copil, da? În casă la noi nu am văzut vreodată pe cineva să bea peste măsură. Că s-a băut un șpriț, două, la sindrofii, la zilele cuiva, la mosafir, mulți care au venit în casă. Atât, dar cu tot respectul, nu am văzut pe nimeni beat. Am oroare de bețiv. Da, toată lumea are. Eu am zis-o complet întâmplător. Vorbeam în timpul pauzei despre influența, să nu credeți că suntem nebuni, dar despre asta vorbeam. Avem scăpări. Despre potențiala influență extraterestră asupra oamenilor. Cu siguranță și dumneavoastră, în intimitatea căminului dumneavoastră, v-ați pus măcar uneori întrebarea, mă, când Dumnezeu a făcut Da Vinci atâtea? Că a făcut poezie, că a făcut matematică, a făcut alchimie, a făcut fizică, a făcut... Dar ce n-a făcut? Păi, dar mai lasă-mă Dumnezeu. Ce n-a făcut? Extraterestru? Și da. Voi cântați despre a fost influențat. Da, și eu zic, el a fost influențat, dar nu numai el. Bineînțeles, și noi sunt acum. Atâția alții. Dar zi-mi, te rog,
Piesa voastră, așa se numește? Vin extraterestri. Da. A, ceva o să-ți placă foarte mult. Sunt convinsă, mai ales după discuția pe care am avut-o. Hai să o ascultăm. Să o ascultăm. După care versurile le-a făcut Mihai. Da. Și da. Muzica, de asemenea. Mi-ar place să spun în ce context. Da. Dar după pauză. Abia așteptăm. Le mulțumim artiștilor noștri pentru faptul că ne-au adus un zâmbet pe buze și mai ales pentru faptul că în nebunia lor ne-au dat certitudinea că noi nu suntem nebuni pentru că gândim la fel. Simona și Mihai. Din partea lor, că cei avuți vor împărți averea tuturor. Că legile din univers vor fi și pe pământ. Cine nu le va respecta va fi țărână vânt. Nimeni nu va mai fi supusul unui oarecare, ce peste noapte a devenit nemuritor și tare. Va fi lumină pentru toți și bine în toate cele. Veniți copii, bunici, nepoți să ne rugăm la stele. Extra, vin extraterestri, cei mai mari maestri din galaxia mea. Extra, vin extraterestri, cei mai mari maestri din galaxia mea. Extraterestri, cei mai mari maestri din galaxia mea. Extra, vin extraterestri, cei mai mari maestri din galaxia.